Relațiile reprezintă una dintre cele mai mari surse de bucurii în viață, atunci când merg bine, dar și una dintre cele mai mari neplăceri atunci când merg prost. Fie că vorbim despre relații personale, de cuplu, de familie, prieteni, sau că vorbim despre relațiile profesionale, colegi, parteneri, clienți, cu toții avem nevoie de instrumente și tehnici prin care să le gestionăm cu succes. Vă propunem o serie de dialoguri și dezbateri pentru dezvoltarea de relații armonioase bazate pe încredere, respect, dragoste, acceptare și responsabilitate comună. Care este cel mai important ingredient pentru o relație sănătoasă și de durată? Din punctul meu de vedere, pentru o relație sănătoasă și de durată, clar, este comunicarea. Și aș mai spune un punct foarte important, este lucru cu tine. Pentru că atâta timp cât în orice fel de relație duci o persoană care este victimă sau e agresor, vorbind despre tine însuți, e clar că nici relația nu poate fi armonioasă. Că ingredientele sunt alea pe care le pui și tu. Că într-o relație înseamnă un lucru făcut în comun. Și atâta timp cât e în comun, chiar dacă facem metaforic o mâncare 3 stele Michelin, în momentul în care ai pus un ingredient care nu este în armonie, că tu nu ești în armonie, s-a dus și s-a făcut praf acea mâncare. Deci, bref, relația. Cum trebuie să comunicăm pentru a rezolva conflictele într-un mod pozitiv? Mă bucur că întrebarea ta, pentru că eu nu am citit întrebările, sunt legate exact de comunicare, ce spuneam că ajută foarte mult în relație. Asta se învață, nu este un lucru cu care ne naștem, pentru că nu învățăm de obicei să comunicăm asertiv, nu învățăm să comunicăm într-un fel anume. Și sunt câteva tipologii de comunicare care ajută foarte mult. În general, cea mai bună comunicare este care pleacă de la ideea că nu vreau dreptate, ci vreau armonie, că nu mă interesează decât dacă, bineînțeles, sunt la tribunal sau o chestiune financiară, dar în general 90% din subiecte este cât de tare mă interesează prietenia cu tine, cât de tare mă interesează relația cu tine, cât de tare mă interesează viitorul cu tine. Că atunci nu mai caut dreptate, caut armonie și în general e important să comunicăm asertiv. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că eu vorbesc direct despre mine, cum mă simt eu când tu faci anumite lucruri și nu încerc să învinovățesc, ci întotdeauna să fiu solution oriented, adică hai să găsim o soluție în care să facem lucrurile să meargă, nu hai să găsim vinovați, că e neinteresant să găsim vinovați. Și o comunicare foarte drăguță care mi-e place foarte mult se numește comunicarea sandwich. Ce înseamnă această comunicare? Dacă eu vreau să-ți transmit ție, prietena mea, Cristina, că mă deranjează că nu-mi răspunzi de multe ori la telefon și nu mă suni înapoi, aș începe cu un compliment, adică prima parte este: Cristina, tu știi că țin la tine, că ești prietena mea dragă și am o grămadă de lucruri de învățat de la tine și îmi place când mă întâlnesc, dar, și acum livrez mesajul, dar mă deranjează foarte tare că nu mă suni înapoi sau măcar nu-mi dai un mesaj când te pot suna, mi-ar făcea mare plăcere ca să înțeleg că știu că în 24 de ore mă suni înapoi. Dar cu toate astea ai atât de multe calități încât n-aș renunța la prietenia noastră pentru acest mic amănunt, că știu că lucrez mult. Adică am început cu un compliment, am terminat cu valoarea pe care eu ți-o dau, dar ți-am livrat mesajul la ceea ce mă deranjează. Tu nu poți fi reactivă la lucrul ăsta pentru că îți deschid cumva inima în primul rând. Și apoi îți livrezi și mesajul pe care am vrut să ți-l livrezi. Comunicarea asertivă înseamnă, luând același subiect din prietenie, să zicem: Cristina, când tu nu-mi răspunzi la telefon, eu mă simt puțin pierdută, că am nevoie de unele sfaturi de ale tale și mi-ar făcea plăcere să-mi scrii când te pot suna. Adică nu te-am atacat, nu te-am jignit, nu ți-am zis, m-am săturat, cine te crezi sau mai știu ce, ci am comunicat despre mine, cum mă simt eu și dacă tu vrei, iei în considerare lucrul ăsta, dacă nu, nu-l iei în considerare și o să văd după aia eu ce fac mai departe. Sunt comunicări în care nu jignim, nu atacăm, nu învinovățim, ci ne comunicăm stările emoționale în funcție de comportamentul celelalte persoane. Clar, dacă este în business, poate nu suntem atât de prietenoși, dar și în business, în loc să spunem tu ești vinovat pentru că n-ai ieșit, ar fi hai să găsim soluția să facem acest business să meargă, nu contează că tu ai făcut ceva, e clar că undeva nu am făcut bine
care ar fi soluția? Ce am putea face? Ce am putea îmbunătăți? Și atunci suntem amândoi în aceeași oală și mergem împreună căutând soluții și sigur o să le găsim. Și mai este un exemplu special, comunicarea cu copiii, care nu este la fel ca și comunicarea cu adultul. De foarte multe ori noi mamele, și eu am făcut la început până am aflat din parenting că nu se face așa. De exemplu, dacă copilul vorbește urât sau dacă, nu știu, lovește un alt copil, te duci repede și spui cere scuze sau cere scuze, cum ți-ai permis să vorbești așa cu mine sau să faci așa ceva copilului, și copilul se simte sigur, deci singur. Comunicarea nu este bună, nu este armonioasă. Fiind copil, trebuie să se simtă totuși protejat, indiferent dacă face ceva rău. Dar asta nu înseamnă că îl lăudăm, ci spunem așa: înțeleg că te-ai înfuriat, ceva te-a înfuriat, înțeleg. Asta nu îți dă dreptul să dăm o palmă, dar spunem povestea, ce s-a întâmplat. Deci înainte să-l condamn, mama e alături de tine, mama e acolo să te susțină și să te educe. Dar întâi aflu povestea de la copil. Dacă tu îl condamni direct și spui cere scuze, ce urât ai făcut, el nu o să-ți mai spună: mama, dar mi-a tras de jucărie, dar mi-a dat o palmă, dar nu știu, mi-a făcut ceva. Adică tu nu o să afli adevărul de la copil. Și e foarte important dialogul cu copilul, comunicarea să înceapă cu: înțeleg că ești furios în momentul ăsta. Asta nu-ți dă dreptul să ții la mine sau să vorbești urât. Adică amendăm comportamentul, dar emoția trebuie validată. Și cumva și noi adulții suntem niște copii mari, pentru că atunci când ne furiem, dăm din mâini și din picioare, este copilul rănit din noi și nu reacționăm ca un adult sau spunem cuvinte care le regretăm, pentru că acolo reacționează copilul. Și dacă învățăm să gestionăm relația cu copilul și să comunicăm într-un alt mod, învățăm să comunicăm și cu adulții. Cum putem câștiga și cum putem pierde respectul într-o relație? Clar, pentru mine este un singur cuvânt: reacție. Atâta timp cât ești reactiv, ești ca un animăluț, adică nu jignesc. Animăluțul trăiește mult în supraviețuire, adică orice foșne de frunze, de ceva, el trăiește în a se apăra, pentru că asta înseamnă sălbăticie, da? Noi oamenii, când reacționăm direct la orice lucru și circumstanță întâlnim în mediu, este că tu nu ai niciun control asupra creierului tău, asupra minții tale, și e singurul loc unde poți avea control, este cum reacționezi la lucruri. Noi nu avem control în afara noastră, cum reacționează oamenii din programele lor. Nu avem control la accidente, la vreme, la guvern. Noi nu avem control la ce ni se poate întâmpla brusc. Dar avem și putem face, putem educa, să zicem așa, relația cu mintea noastră în așa fel încât să nu reacționăm, ci să acționăm. Diferența este că dacă tu îmi dai mie un băț în cap sau îmi vorbești urât, eu doar să înțeleg că ești în starea asta, accept că tu ești așa, dar acceptarea mentală, apoi acțiunea este: știu în ce loc te pun în viața mea. Mai răruț că e mai drăguț, în afara vieții mele, dacă îmi place mai aproape de inima mea sau deloc. Deci noi, dacă nu acceptăm oamenii așa cum sunt și doar încercăm să-i controlăm sau să-i schimbăm, aruncăm energia în gaura neagră din univers, pentru că nu așa funcționează. Observă, observator înseamnă ești în afara minții, out of the box, cum spune englezul. În afara minții nu mai ești reactiv, pentru că observi fără judecată și înțelegi că omul ăla e nervos în momentul ăla. Eu nu zic că de multe ori poate reacționăm, dar ne educăm încet încet să nu fim reactivi, ci să acționăm. De ce? Diferența care este? Dacă nu înveți să fii calm în tsunami, adică în furtună, vei lua decizii proaste, vei spune cuvinte pe care le vei regreta toată viața și relațiile, majoritatea se strică în momentul ăla, faci gesturi care, Doamne ferește, poți ajunge și la închisoare sau amendă sau cine știe ce lucruri, nu mai zic de relație care se duce pe topogan. Și atunci este important să avem control asupra minții noastre și în momentul în care ceva ne deranjează puternic, adică tsunami, furtună în sufletul nostru, un minut înțeleg că reacționezi și te destabilizezi. Dar după un minut trebuie să faci orice, și sunt câteva exerciții foarte bune, trucuri mici așa, să te calmezi și să răspunzi din spațiul calmului. De ce? În momentul în care ești calm și după un minut ai calmat, chit că este o problemă gravă, vei vedea soluții unde alții nu le văd, vei lua decizii foarte bune, vei avea claritate la ceea ce faci,
În plus, vei avea creativitate, vei fi conectat cu universul, că ești aliniat și poate chiar îți dă miracole sau idei și inspirații, că inspirație înseamnă in spiritum, adică acest spirit, această conștiință divină curge prin tine și îți lasă niște idei și niște soluții extraordinare. Gestionezi clar diferit lucrurile. Nu mai spun că în momentul în care ești reactiv, descarci în corp o grămadă de hormon care nu-i trimiți în plic. Cred că ai dreptate 100%, că n-ai făcut nimic și omul ăla reacționează către tine. Că are o stare proastă, ca niște programe destructive. Nici măcar nu stăm să-l analizăm. Dar chiar dacă ai dreptate, te autosabotezi luând decizii proaste, spun un cuvinte pe care le regreți, pentru că dacă tu reacționezi, și viitorul tău apropiat e compromis. Deci e destul de grav. Și acum vin și spun că la capătul cromozomilor din ADN există telomer, se numesc. Cu cât stai mai în aciditate, adică nervos, și descarci adrenalină, cortizol, ei trebuie să refacă celulele mai repede, că ei cu asta se ocupă. Și în momentul în care refaci celulele mai repede, că ele se strică mai repede în mediul acid, îți scurtezi viața, telomerii se scurtează și înseamnă longevitate. Cu cât înveți să stai în calm, deci nu zice nimeni să te entuziasmezi că ai o problemă. Eu vorbesc de calm și pace. Acolo ai viață lungă, relații sudate foarte bine, ai oameni care îți vor vrea binele, oameni care te înțeleg, poți comunica și ești o persoană dorită de foarte mulți oameni să colaboreze, să-ți fie prieten, să fie aproape de tine și așa mai departe, pentru că ești considerat un om înțelept, să zic așa, în momentul în care nu reacționezi. Când ar trebui și când nu ar trebui să facem compromisuri? Compromisurile, dacă sunt mici și nu impactează valoarea unui om, nici a celui partener, nici a ta, sunt binevenite. Ce înțeleg eu prin compromis? Poate nu-i spun un adevăr în față care îl cred eu, pentru că e propriul adevăr și întotdeauna e bine să fim diplomați. Asta nu înseamnă nici că mint, nici că sunt falsi, pentru că nu îl impactează. Ca și când, nu știu, nu-i spun că i-am văzut nevasta cu cineva, să dau un exemplu. Nu mă bag în relația lor că poate o să devin dușmanul numărul unu, că ei se iubesc și rămân împreună și a fost un lucru trecător. Nu întotdeauna cine spune da, dar eu îți spun adevărul, tu știi că eu sunt prietena ta adevărată sau eu sunt prietenul tău adevărat și îți spun adevărul. Nu, ăla e un adevăr psihologic, adică interpretarea ta prin programele pe care le ai este ce semnificații dai tu la lucrurile așa. Dacă ești un om, să zicem, orientat la ce mă deranjează, mereu o să văd la tine că nu faci ceva bun, mereu o să zic că nu e suficient ce faci, mereu când mă întreb o părere, o să zic, bă, nu e chiar atât de bun. Asta nu este un adevăr. Îți arată doar despre mine că sunt orientată mult mai mult la ce nu-mi place decât la ce-mi place. Adică dacă tu acum îmi spui nu-mi plac încălțările tale cerasela, eu nici nu mă supăr, nici nu mă duc să le schimb. Înțeleg că semnificația sau părerea ta din programele tale e diferită de părerea mea, dar nu e nici rău, nu e nici bine. Și dacă înțelegem că să nu luăm nimic personal, atunci nu mai facem mari compromisuri. Un motiv mare de tot, care nu știu cât de bine o să le înțeleagă, dar fiecare ia cât poate, cu cât suntem mai materie, adică gândim foarte realist și suntem reactivi, suntem mult mai mult materie. Acolo trebuie timp, spațiu, bani, compromis, minciună, manipulare, pentru că lucrurile ies greu. Momentul în care ești aliniat cu tine, acolo este mult mai mult, ești mult mai mult energie și mai puțin materie. Gândești ceva, faci puțin și iese, tot universul te susține, se numesc miracole câteodată, mici, mari. Vrei o colaborare și dintr-o dată vine cineva și te întreabă, nu vrei să facem business-ul ăsta împreună? Acolo nu mai trebuie timp, spațiu și bani, pentru că lucrurile se întâmplă într-un mod diferit. Și atunci nu facem compromisuri de la cine suntem și cine ne simțim, dar suntem diplomați cu ceilalți fără a face compromisuri mari. De ce? Noi suntem ca o casă cu patru stâlpi de rezistență. Un perete de bucătărie îl mai muți încolo dacă nu e perete de rezistență, un stâlp de rezistență. Dar tu nu poți să dărâmi un stâlp de rezistență, că înseamnă că celălalt vrea pe altcineva și nu te vrea pe tine, dacă nu-i convin lucruri care la tine sunt valoarea ta principală. Mici lucruri, că
nu mai ies atât de des sau face munci mai mult sau astea care nu îți deranjează valorile tale, da, orice compromis care intervine în valoarea ta prin care tu trăiești e un compromis mult prea mare și înseamnă să nu mai fii tu cine ești. Care sunt semnele unei relații toxice și cum ar trebui o persoană să iasă din ea? Red flag, cum zic eu, steagul roșu, este când cineva îți spune cum trebuie să faci lucrurile, adică încearcă să-ți controleze mintea, gesturile, cuvintele, cum te îmbraci sau ce faci sau cum vorbești. Și 90%, poate greșesc procentul, dar așa cred eu după 15 ani de coaching și vorbit autentic cu oamenii, că nu vin cu Instagram în brațe la mine, vin cu probleme și cu ce au de rezolvat, este atunci când cineva încearcă să-ți spele creierul, să-ți spună că nu faci bine ce faci, să nu, adică ți-o spune mereu într-un mod controlativ, îți cere mereu explicații. Aia este o relație toxică, pentru că acolo nu încercăm să creștem împreună, nu încercăm să înflorim împreună. Și ca să-ți dai seama, orice fel de relație, nu contează dacă e de business, dacă este de prietenie, dacă este de dragoste, o relație de căsătorie și așa mai departe, îți pui o simplă întrebare, asta e efectiv un exercițiu care te duce imediat la un răspuns foarte clar, și anume, ce scoate din mine acel om? Ce scoate din mine acea situație? Dacă acel om nu mă face să înfloresc, nu scoate varianta mea cea mai bună, simt că nu cresc, simt că nu scoate măcar simțul umorului, să mă facă să mă simt special, să simt că îmbunătățesc creativitatea mea, că vorbim de lucruri interesante, planul și așa mai departe, este clar că mai răruț, dar e mai drăguț, e clar că e relație toxică în momentul în care îmi pierd încrederea în mine, în care în loc să evoluez, involuez, încep să-mi fie teamă că nu sunt destul de bun, încep să cred că am nevoie de cineva să-mi spună ce am de făcut. Acolo este o relație toxică, indiferent că e de muncă sau de... Dar atenție, degeaba schimbăm relația dacă nu lucrăm cu noi, pentru că victima întotdeauna va atrage agresorul și agresorul întotdeauna va atrage victima. E aceeași frecvență de oameni nerezolvați care nu stau bine cu ei însuși, victima care are nevoie de validări și agresorul care îi ia validările ca să poată să o controleze. Agresorul înseamnă și emoțional, nu înseamnă neapărat fizic, și sunt relații disfuncționale. În momentul în care nu simți că evoluezi, în momentul în care nu simți că înflorești, e clar că nu este relația cea mai bună pentru tine. Punându-ți această întrebare, trebuie să devii adult asumat, să-ți asumi că există minusuri și că o să-ți fie greu să ieși din relația aia care... De fapt, tu ești doar codependent de acel comportament. Se numește și efectul Stockholm, când se zice că răpitul se îndrăgostește de răpitor sau terorizatul se îndrăgostește de terorist. Ființa umană este foarte complexă și, din păcate, dezvoltă dependențe foarte nesănătoase. Să înțelegem că plătind un bilet de disconfort de 3 luni de viața asta la modul maxim, după ce ieșim din relație, câștigăm 50 de ani de fericire. Noi preferăm decât să plătim conștient acel tichet de 3 luni de disconfort, să stăm inconștient 50 de ani nefericiți în relații toxice. Și ne găsim scuze și explicații și așa mai departe. Dacă ții la viața ta, consider că meriți mai mult, asumă-ți disconfortul ăla de după ieșirea din relație, că e material, că e emoțional, dar știi că vei construi și vei fi tu însuți și te vei dezvolta și îți vei face menirea și vor veni lucruri de 100 de ori mai bune pentru că ai avut curajul să-ți asumi acest lucru. Noi suntem foarte rezistenți la schimbare și avem senzația că disconfortul ăla ne face rău. Nu, e un disconfort scurt, un tichet foarte ieftin pentru care plătești cu 50 de ani de fericire 3 luni de disconfort. S-ar putea să-ți fie și mai puțin luni de disconfort, nici nu-ți dai seama. Ce rol joacă banii în succesul unei relații? Pot să-ți spun un răspuns foarte simplu. Banii joacă un rol extrem de important în relații disfuncționale. Banii nu joacă un rol important în relații armonioase. Pentru că într-o relație armonioasă vom căuta împreună soluții,
vom căuta cum să facem mai mult, cum să ieșim din acea problemă, ne învinovățind și ne dând vina unul pe altul, nu ne certăm, nu ne dăm în cap. Care sunt mai rare cazurile, sunt de acord, dar asta înseamnă relație funcțională, da? Clar, banii nu sunt atât de importanți. Important e relația, profunzimea ei, important este că ne susținem unul pe celălalt, indiferent că este de business, că businessul nu mai merge așa bine, indiferent că este relația amoroasă, că avem un moment dificil și avem rate la casă și nu ne mai merge afacerea sau nu mai avem bani. Dacă suntem împreună, crede-mă, când simți că cineva e alături de tine și trage în același sens, la un moment dat muți munții din loc. Ai alte inspirații, ai alte gânduri, alte idei. Te simți împreună cu cineva. În momentul în care ai relație disfuncțională, care sunt cele mai multe cazuri, banii sunt prioritari. Avem bani, hai, suntem bine. Nu avem bani, ne dăm în cap, ne certăm și dăm vina unul pe altul, e din cauza ta, numai din cauza ta, numai tu ai greșit, numai tu. Suntem neasumați? Nu avem nicio treabă cu asumarea și ne certăm și clar când nu mai sunt bani, majoritatea cuplurilor se despart, ori ea caută pe unul mai bogat, ori el caută pe una mai bogată și așa mai departe. Relațiile sunt niște minciuni frumoase? Nu. Există relații autentice, am cunoscut, am văzut. Chiar fiica mea mică are o relație cu un băiat extraordinar. Eu am zis unde l-ai pescuit, mă mică, că nu fumează, nu se droghează, are o grijă de ea care rar am văzut la un cuplu. Și nu numai, am văzut cupluri, dar într-adevăr sunt un număr foarte, foarte mic. Dar nu pentru că e cineva de vină, pentru că toți venim cu niște programe numite răni și nu știm cum să le vindecăm, nu știm cum să ajungem la valoarea noastră și atunci purtăm rănile noastre în relații și purtând rănile noastre în relații, metaforic ar fi ca două telefoane, că toți suntem era telefoanelor, două telefoane descărcate care încearcă să se încarce unul de la celălalt, toți descărcate amândouă și n-au cum. Clar, în momentul în care învăț foarte multe cupluri să-și facă un cuvânt sau un cod în care să-și spune când unul dintre ei mai descărcat, iar celălalt să fie mai tolerant. Pentru că nu ne nimerim de cele mai multe ori în aceea zi să fim chiar amândoi supărați, descărcați și cu energie negativă. Și atunci este important să știm cum să gestionăm lucrurile astea, dar există și relații bune doar cu o singură condiție. Când tu lucrezi cu tine, ești echilibrat, ești bine cu tine, nu mai ai nevoie de validări de la ceilalți și indiferent ce spune cineva, poți să-i dai și dreptate că știi că nu te transformi în lucrul ăla peste noapte și nu ți se întâmplă nimic. Când nu mai ai nevoie de validări de la ceilalți, nu mai te identifici cu banii tăi, cu poziția ta socială și dacă nu mai ai, var de mine, mă supăr și se termină și relația, ci te identifici cu nu știu ce sunt ceea ce sunt, dar sunt minunat așa cum sunt. Și dacă tu mă placi, celebrez, dacă tu nu mă placi, celebrez. Și ducându-te în modul ăsta lucrat ca persoană într-o relație, ești într-o frecvență în care foarte greu atragi un om care este nelucrat, adică un om care e nesigur pe el, că ai altă frecvență și tu nu ești acolo. În momentul în care vrei ca un bărbat să te împlinească sau o femeie sau o relație sau banii sau ceva, crezi că ceva din afară te face să fii mai fericit și să fii un om mai bun, acolo ești disfuncțional și clar în frecvența aia joasă întâlnești ceea ce se întâmplă doar victima-agresor. Orică ești agresor, cauți victima, ești victima, că victima are nevoie de validări și agresorul, hop, ia în patul și fac un cuplu perfect în ghilimele. Iubirea înseamnă încredere și libertate? Iubirea înseamnă foarte multe lucruri și cred că noi nu am primit iubire majoritatea de la părinți și o confundăm de cele mai multe ori. Iubirea nu înseamnă eu stând cu tine că nu pot trăi fără tine, că aia e nevoia mea. Și de multe ori când ne spunem ceva, eu nu pot trăi fără tine, zicem că iubire. Nu. Aia este un om care are nevoi și nu mă interesează ce zici tu, eu vreau să fii cu mine. Iubirea este ceva care te eliberează și te face să te simți bine în pielea ta așa cum ești, iar tu mă faci să mă simt bine în pielea mea așa cum sunt. Nu încerc să mă controlez, să mă schimb, să-mi faci tot timpul observații. Iubirea înseamnă lucrul ăsta, să știu că te-am ales și te fac să te simți bine așa cum ești, că de-aia te-am ales și eu mă simt bine și autentic lângă tine așa cum sunt.
cum rămânem conectați cu partenerul pentru a construi o relație de cuplu funcțională. Rămânem conectați cu partenerul când tu lucrezi cu tine și îl simți că și el vine după tine și te întreabă, uite, vreau și eu să devin varianta mea mai bună, nu știu, să mă duc la un terapeut sau să-mi iau un trainer sau să citesc o carte, mă uit la un podcast. În momentul în care, mai ales dacă ești foarte tânăr, cuplurile evoluează foarte diferit, adică de multe ori unul rămâne pe loc și unul se duce la stele și atunci clar schimb frecvență și nu te mai auzi, efectiv nu te mai auzi și nu te mai înțelegi. Deci cuplu dacă evoluează împreună, dar fără să îi impui celuilalt, pentru că în momentul în care tu vii și spui, uite, dar trebuie să te dezvolți persoana sau uite, trebuie să te echilibrezi că nu faci bine acolo, acolo îl agresezi emoțional, nu e un cuplu în armonie. E important să fii pe aceeași frecvență și să crești cât de cât în același ritm. Și asta se observă dacă celălalt ține ritmul cu tine sau tu ții ritmul cu celălalt. Pentru că evoluează unul din cuplu și dacă celălalt nu ține ritmul, se pierd pe parcurs și relația devine toxică. Chiar dacă a fost în armonie la început. Când apare a treia persoană într-o relație? În multe cazuri apare când ai nevoie de validări și nu ți-e suficient, pentru că validările funcționează când vin de la tine însuți, în ADN-ul tău și fac să crească în grădina ta flori. Dacă nu știi să te validezi și te consideri că ai niște lipsuri și ai nevoie să te valideze cineva, rămâne o gaură care nu se umple cu nimic, validările celorlalți. Și atunci avem nevoie, de exemplu, ca bărbați, să avem mai multe femei ca să te valideze de fiecare dată ce bun ești. Dar numai că tu nu te simți hrănit, pentru că nu știi că validările celorlalți nu sunt valabile. Poate să te valideze 7 miliarde de oameni. Până nu te validezi, tu nu crește nimic în grădina ta, deci nu se acoperă gaură. Și atunci clar apare a treia persoană când eu plec de acasă, că tata îmi spunea că sunt luză sau nu sunt bun de nimic și am nevoie cât mai multe validări, să ies în față, să mă dau mare, să am cât mai mulți parteneri cumva, să-mi demonstrez mie că sunt capabil. Deci vine clar tot de la programe și lucruri disfuncționale. Nu cred neapărat că a treia persoană vine când celălalt te neglijează, pentru că dacă celălalt te neglijează și tu l-ai atras și tu ai niște probleme și tu ar vrei să ți le rezolvi cu lucrurile din afară, dar nu ți le vei rezolva, că tu vei cunoaște o persoană tot de genul ăla care l-ai acasă, pentru că ești pe aceeași frecvență și încerci să-ți rezolvi lucrurile cu oameni din afară, ca și când în clasă există un copil timid și nesigur și dau bullying-ul afară din clasă, dar degeaba îl dau, că tu dacă ești la fel, tu atragi alt bullying, adică nu s-a rezolvat problema și dacă duc în altă țară, tot aia e. Deci revenim la lucruri cu noi, deci clar atunci când intervine a treia persoană, nu e ce se spune peste tot că ești neglijat. Eu înțeleg că ești neglijat, dar ești neglijat pentru că stai într-o relație toxică, nu-ți dai valoare. Și ai senzația că vine cineva din afară, a treia persoană, și îți dă valoare și s-a rezolvat problema. De la mine nu s-a rezolvat. Aruncăm sau reparăm relațiile eșuate? Reparăm când ai ce repara și observi că e doar un moment dificil, că fiecare mai cade emoțional în relație și normal celălalt îl susține și îl ajută, dar când te uiți retrospectiv și de la început relația a fost toxică, o aruncă cât mai repede. Abia atunci ești sănătos și realizezi că meriți mai mult. Clar, dacă merită reparat, adică ai avut mai multe momente de fericire, ca să fie concret, ai avut în viața ta mai multe momente de bucurie și de bine cu această persoană și mult mai puține când s-a deraiat, acolo clar ai ce să salvezi, pentru că există un fond și pentru a salva, clar că este susținere, în primul rând, toleranță, nu le arătăm cu degetul, nu jignim, nu ne certăm, încercăm să îl trimitem la un terapeut sau să îi recomandăm, dacă vrea un podcast, lucruri care l-ar ajuta, dacă este dispus și deschis. Dacă nu, pur și simplu, nu e nimic personal și ai puțină răbdare cu persoana respectivă la care ții să treacă momentul ăsta de furtună și să îi susții calitățile și să-i arăți valorile. Și există un exercițiu la un trip din Africa care m-a impresionat. Când cineva greșește într-un trip,
se veneau toate persoanele din tribul, înconjurau și fiecare își spunea în conexiunea cu el ce bine i-a făcut la un moment dat, ca să-și aducă aminte și să nu se mai învinovățească cât ce om deosebit este, uite, m-ai ajutat cu lucrul ăla, uite, mie mi-ai făcut asta, m-ai făcut să zâmbesc, m-ai ajutat cu copiii, adu-ți aminte ce om valoros ești. Așa aș face și eu cu un partener care merită salvată relația, i-aș aduce aminte cât de extraordinar este, că o să treacă, câte calități are și chiar dacă nu ne înțelegem acum sau chiar dacă este un moment mai dificil, eu știu că are veleitățile și puterea să renască ca pasărea Phoenix. Vom avea diferite tipuri de relații de-a lungul vieții, fiecare cu așteptări, beneficii și provocări diferite. Relațiile pot fi apropiate și intime sau îndepărtate și provocatoare. Indiferent de natura lor, acestea sunt esențiale pentru bunăstarea noastră fizică și mentală.